Bună ziua, doamnelor și domnilor! Prezint acum o știre șocantă. Statul vrea să câștige de pe urma filmelor porno. În data de 10 decembrie 2012 a fost arestat Fabian Teilman, un om care se ascunde pe internet în spatele celor mai mari și de succes pagini sexuale din lume. După cum declara el însuși, a avut pe lună 300 de milioane de vizionări pe paginile sale, făcând tranzacții de 100 de milioane de dolari anual. Însă, din alte surse, reiese că aceste pagini au fost vizionate de către 60 de milioane de persoane zilnic. Aceasta dă o sumă de 1,8 miliarde de vizionări pe lună. Teilman a făcut în anul 2006 accesibilă pornografia gratuit pentru oricine. Înspăimântător este faptul că autoritățile nu l-au arestat pentru răspândirea pornografiei și în rândul minorilor, prin telefoane mobile și internet, ci motivul arestării este evaziune fiscală. Deci statul nu pedepsește infracțiunea, ci înainte de toate vrea să câștige serios din aceste afaceri mizerabile. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru timpul acordat, pe data viitoare!